Break the Fake. Informare despre dezinformare. Cu Flavia Durac. Bine te-am regăsit! Dacă nu te-ai retras departe de civilizație lunile trecute, sunt șanse mari să fi văzut și tu imaginile cu Papa Francisc în ipostaza sa cool, îmbrăcat într-o pufaică albă, la modă. Dacă l-ai văzut, atunci cu siguranță știi deja că acestea sunt deepfakes, imagini generate de inteligență artificială. În plus, dacă ești un utilizator frecvent de internet, sunt șanse mari să fi văzut ce poate face ChatGPT, generatorul de texte și informații. Poate ai testat chiar tu capacitățile. Elevi și studenți din lumea întreagă care au vrut să-și scrie mai repede referatele, cu siguranță l-au pus la lucru intens. Crearea de imagini în scop de divertisment sau în scop satiric. Generarea de texte pe care ne este lene să le scriem chiar noi. Acestea sunt aplicații ale inteligenței artificiale pe care le tratăm cu lejeritate. Însă aceste programe pot conduce la apariția formelor de dezinformare pe steroizi, mai rapide, mai eficiente, mai convingătoare ca niciodată. Iată câteva potențiale aplicații ale inteligenței artificiale în stadiul său actual și viitor de dezvoltare în campanii de dezinformare. Uzine de cuvinte. Generatoarele de texte au depășit așteptările creatorilor în termeni de capacități și caracter conversațional plauzibil, mai ales în cazul textelor scurte. De aceea, actorii implicați în campanii de dezinformare le pot utiliza pentru a genera conținut scris și rescris la nesfârșit, pentru a promova mesajele cheie dorite în moduri cât mai diverse și creative, ca și cum ar veni de la numeroși utilizatori obișnuiți. Cu resurse puține, aceste mesaje pot fi diseminate la scară largă, de un număr restrâns de persoane. Ele ar putea fi folosite și în contexte neobișnuite, petiții către decidenții politici sau false articole de cercetare. Hiperpersonalizare. Până acum, elaborarea de mesaje care să se potrivească unui anumit tip de public a fost o armă folosită cu succes în campaniile de dezinformare. Însă capacitatea de a înțelege profilul amănunțit al categoriilor de public și de a testa mesajele cu care acest public rezonează este limitată. În viitorul apropiat, modelele de inteligență artificială ar putea discerne care este profilul sociocultural al grupului vizat și pot produce apoi simulacre ale publicului țintă, pe care propagandiștii le pot exploata pentru a-și formula mesajele .ochit.lovit. Conversații 1 la 1. Doar cu efort uman este greu și costisitor să menții dialogul 1 la 1 cu țintele vizate. Însă modelele de inteligență artificială de tip conversațional pot sparge această barieră și pot aborda țintele direct, discutând pe baza preocupărilor și argumentelor acestora. Cresc astfel șansele de convingere sau măcar de sporire a confuziei. Pentru a evita info-apocalipsa, este nevoie de reguli și principii solide care să stea la baza dezvoltării inteligenței artificiale. Până data viitoare, rămâi cu București FM, sursa sigură de informații. Break the fake. Informare despre dezinformare. Cu Flavia Durac.